Propunerea legislativă care modifică Ordonanța 13 din 2011 prevede că dobânda pentru creditele ipotecare nu va putea depăși de 2,5 ori dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României. Nu facem altceva decât să aplicăm exact principiul european. În 2010, de exemplu, dacă Austria avea o dobândă medie de 3,29, în România era 8,66. Am împărțit în creditele ipotecare immobiliare și credite de consum, așa cum sunt definite de legea română. Pentru creditele ipotecare, zicem așa, dobânda nu poate depăși de mai mult 2,5 ori dobânda legală. Așa cum v-am spus, am preluat exemplul Spaniei, asta înseamnă că ar ajunge undeva la noi dobânda respectivă, cam 5,3-4%, mi se pare, uitându-ne pe tabelul respectiv, este o dobândă rezonabilă. Vorbim de dobânda maximă. În ceea ce privește dobânda maximă care poate fi percepută la creditele de consum, aceasta nu poate depăși 18%. Până în 18, aia e dobânda maximă. Intră în piață, concurență, pot percepe orice dobândă, dar asta să fie limita maximă, încoată, așa cum stabilesc și țările europene. Există o dobândă maximă. Sub acea dobândă e liber pe piață ca să se stabilească orice dobândă. Toate limitările aplicate dobânzilor anuale efective pentru creditele ipotecare și de consum au iscat controverse în cadrul comisiilor reunite. Din Finlanda, țara care a introdus cel mai recent acest tip de control asupra dobânzilor, rezultatele arată că au avut efect negativ asupra numărului sau valorii împrumuturilor luate atât de companii cât de persoane fizice. Citiți-ne, de exemplu, Franța, Germania, ia vedeți, acolo este. Dom'le, e plafonată sau nu? Că discutăm un principiu. Este sau nu plafonată? Asta spuneți că nu sunt plafonate. Eu vorbesc de principiu. În Uniunea Europeană sunt plafonate dobânzile. De ce propuneți acea raportare la dobânda legală? Există mai multe tipuri de dobânzi. Asta, dobânda legală nu e neapărat una la care se raportează creditele pe piață. Aș vrea, dacă îmi permite, să fac o adăugare. Cred că este foarte important să luăm în calcul comparabilitatea între mediul bancar european și cel românesc. Să nu uităm că România are cel mai scăzut nivel de intermediere din Europa, 27%. Am primit un punct de vedere care vorbea despre faptul că este inoportună plafonarea și că plafonarea. Iată că admit cei de la Asociația Română a Băncilor și, mă rog, toate instituțiile, că plafonarea se practică în Europa, este până la urmă binevenită, ca atare problema dumnealor este quantum. Ca atare plafonarea e una binevenită. Au spus că există, nu că e binevenită. Plafonarea e de dorit să existe, doar atunci când neplafonarea ar genera niște abuzuri față de consumatori. În schimb, în asemenea măsură, și criteriile prin care doriți să plafonați dobânzile trebuie să nu fie la rândul lor abuzive și în același timp să nu justifice intervenția statului în convențiile părților și nici să fie neconstituționale. Doamna Scântei, nu, dumneavoastră, aici trăiți în România, nu există abuzuri ale băncilor asupra consumatorilor? La finalul dezbaterilor, proiectul de lege care plafonează dobânzile pentru creditele ipotecare și de consum a primit aviz favorabil. În continuare, actul normativ va merge la dezbatere în plenul Senatului, care este prima cameră sesizată.